Bună seara, să prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată, din nou suntem față în față cu dumneavoastră la o nouă emisiune și bineînțeles vă aducem în fața dumneavoastră o nouă temă, un invitat deosebit, de fapt o revenire în studiul nostru a unei, să spunem, prietene a emisiunii noastre, nimeni altcineva că doamna lector universitar doctor Corina Bistrițianu Pantelimon. Doamna profesor, bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație, întotdeauna cu plăcere. Vă spun la mulți ani, în primul rând, suntem în perioada aceasta a în începutului de an. Eu zic la mulți ani și luna ianuarie și luna februarie chiar. Vă doresc un an binecuvântat, un an cu bucurie, sănătate, în primul rând, și anul acesta ne-am propus, ne propus cel puțin să ne vedem mai des, dacă se poate, Sunt atât de multe teme de discutat din punct de vedere al specializărilor dumneavoastră, al preocupărilor dumneavoastră teme pe care uh, dorim să le, uh, le aducem în fața telespectatorilor, noștri și mai ales să le explicăm și să le uh, dăm importanța de care într-adevăr merită. Astăzi vreau să discutăm împreună cu dumneavoastră despre, uh, despre parcursul acesta sau despre axa aceasta, firul ăsta roșu al vieții. Dați-mi voi să-i spun așa. De la individ, persoană, familie, mai multe persoane, da? Apoi Comunitate și poate chiar societate, popor, dacă putem, națiune. Deci este, am spune, un fir al vieții, plecând de la o singură persoană, da, o prima familie, așa ne uităm în, în istoria omenirii, o mică familie, o familie mai mare, comunitate, bineînțeles, popor și vorbi până la urmă de o, o, lume întreagă. De ce vă spun lucrul acesta și de ce am spus firoș și am folosit acest termen foarte, foarte important, ca să-i dau de fapt importanța cuvenită? Pentru că trăim în niște vremuri în care și dumneavoastră și noi, la orice pas întâlnim expresia aceasta deja intrată în uzul nostru, și anume de distanțare socială. Dumneavoastră sunteți sociologi. Cred că nu ați auzit cuvântul ăla de social, soci societate, atât de mult în ultim, ca în ultimii ani. Deci, distanțare socială, care, de fapt, cred că dintr-o eroare s-a transmis așa-și așa, și a rămas. Inițial s-a dorit a se vorbi despre distanțare fizică, dar, până la urmă, efectul este mult mai rău decât o distanțare fizică. Vorbim de distanțare socială. Și la un moment dat ajungem chiar la faze mult mai în care pur și simplu ne depărtăm atât de mult și ne distanțăm atât de mult încât devenim niște solitari, și chiar ă, asta ne cauzează mult. Acum, cu dumneavoastră, vreau să facem exercițiul puțin invers. Înainte de a ne distanța, vreau să. Ă, și să vorbim, să scoatem de câteva efecte. Ce înseamnă ca omul să trăiască fiecare în peștera lui, în văgăuna lui, pe muntele lui, da? Și vedem cât de bine sau cât de sănătos este lucrul acesta. Să vedem. Care a fost, până la urmă, secretul acesta al transmiterii vieții până în zilele noastre? De la individ, familie, comunitate și apoi să vedem care, de ce e important și care au fost factorii care, până la urmă, i-au făcut pe oameni să se asocieze, să se apropie social. Da? Că de aici este. Și haideți să o luăm așa cu prima să spunem, cu prima etapă a acestui lanț și anume despre individ. Acum Dumnezeu ne-a creat cu demnitatea aceasta, ne-a creat oameni, el este creatorul primei familii și de aici, încă de la început, și în familia lui Adam și Aleve, și în familia noastră, vedem că există ceva comun. Și vreau să spun acum așa, concluzionând și știind preocuparea noastră pentru tot ce înseamnă familie, tradiție și uh, valorile acestea care fac ca două persoane de sex diferit să stea împreună, care sunt, până la urmă, factorii aceia care, într-adevăr, fac acești doi oameni, până la urmă, poate necunoscuți, nevăzuți, din zone diferite, din lumi diferite, să ajungă să formeze celul acesta de bază a societății? În primul rând, mulțumesc pentru gândul bun și să fie un an bun pentru toată lumea. În al doilea rând, mulțumesc că ați redus un pic dimensiunea întrebării pentru că mi-era groază că trebuie să răspund de la tot acel complex pe care l-ați enunțat foarte rapid și foarte grav în același timp despre continuitatea aceasta de la individ până la formele mari, să spunem, de comunitate. Și în al treilea rând vreau să remarc faptul că ați încercat să mă întrebați despre individ, dar până la urmă m-ați întrebat despre familie. Da, și ăsta este ilustrativ. Și pentru propunerea de răspuns pe care vreau să vă fac, pentru că nu avem, din punct de vedere sociologic, un început individual al vieții. Nu avem un. Sociologia, dacă vreți, ca știință s-a întemeiat consacrându-și ca unitate de măsură a socialului familia și nu individul. Întemeitorii sociologiei au atras atenția asupra faptului că o unitate de măsură pentru orice realitate trebuie să reproducă toate trăsăturile acelei realități, în mic. Și acea unitate care reproduce trăsăturile socialului, societății, este familia, nu este individul. Individul, dacă vreți, este o entitate mai recent concepută, apărută în gândirea sociologică sau în gândirea filozofică. La început a fost familia. da. Iată, și teologic vorbind, dar și antropologic sau istoric sau sociologic vorbind, la început a fost familia. Uh, și partea frumoasă în acest uh, început, care din start, iată, este comunitar, e că uh, familia nu exclude individualitatea membrilor săi. Uh, ăsta este un lucru foarte important pe care destul de recent l-au uh, găsit sociologii în cercetările lor, uh, și anume faptul că atunci când ne gândim la individualitatea omului, adică la capacitatea lui de a se distinge într-o masă socială, să spunem, noi am fi înclinați să credem că această individualitate este cu atât mai pronunțată, cu atât mai marcată, cu atât mai originală, cu cât insul respectiv este mai detașat de orice formă de apartenență. Da? pentru că are libertatea să se dezvolte, are libertatea să fie excentric dacă dorește să fie ciudat, să aibă comportamente pe care singur și le proiectează, pe care singur și le asumă. Ori, ce s-a descoperit este faptul că cu cât crește detașarea individului de o formulă comunitară de apartenență sau cu cât crește, dacă vreți, independența lui, cu cât individul este mai emancipat, cu cât persoana este mai emancipată, cu atât culmea, individualitatea lui scade. Interesant. Indi nu m-am gândit la Individualitatea aspect. lui este mai palidă. Cu cât este mai puternic integrat într-o comunitate, într-o familie, care are o cultură familială puternică, în forme tradiționale de apartenență comunitară, eu știu, în vecinătăți puternice, în grupuri de rudenie puternice, în opști locale, grupuri locale puternice într-o cultură etnică puternică cu atât individualitatea lui este mai marcată pentru că ne formăm personalitățile pe baza capacității noastre de a rezista și de a reacționa la contondențele mediului în care apărăm și le dezvoltăm Dar întotdeauna un copil sau un tânăr care crește într-o cultură familială puternică va fi mai inclinat să experimenteze și să depășească constrângerile pe care, cu care se confruntă decât un copil crescut non-directiv, cum se spune, adică fără niciun fel de constrângere. S-a încercat, știți, în istoria educației s-au încercat ambele formule de educație, și cea constrângătoare, limitativă și cea lipsită de constrângeri. Și uh, psihanaliștii au ajuns la concluzia că, din păcate, generațiile de copii lipsite de constrângeri uh, s-au maturizat în formule de personalitate destul de instabilă. Da? Lucrul acesta este vizibil și în sistemul de învățământ. Am avut ocazia să stau de vorbă cadre didactice care mi-au subliniat faptul că copiii proveniți din familii, să spunem, de condiție mai modestă, dar puternice, cu o cultură familială mai riguroasă, sau copiii proveniți din mediul rural, au o motivație și o personalitate mai puternică în gradele mai mari de învățământ, adică la liceu sau după bacalaureat, decât copiii crescuți cu un nivel mare de libertate, în familii poate educate, în familii emancipate, în care nivelul de încredere și de libertate a acordat copilului era clar mai mare, da? în care educația spuneam, era non-directivă. Nu îi se prescria ce are de făcut, nu îi se amendau comportamentele, nu îi se sancționau, nici măcar nu erau considerate abateri a anumite comportamente. Deci, asta este paradoxul familiei, cum l-a numit un sociolog german Georg Zimmel, și anume că, deși este cea mai constrângătoare formă de comunitate, ne ajută să ne definim în cea mai mare măsură individualitatea. Deci, atunci când spunem individ, nu spunem automat o personalitate puternică. Dar atunci când spunem individ, spunem doar. Um, astăzi, chiar și în sociologie, astăzi tinde să se treacă la individ ca unitate de măsură. Și este dacă vreți, un import statistic, din instrumentele de măsură statistice sau economice, acel cap de locuitor, cap de consumator și așa mai departe. Dar, din punct de vedere sociologic, este greșit, dacă vreți, fundamental și metodologic, pentru că individul nu o să reproducă niciodată trăsăturile socialului în sine. Decât, spuneam, în măsura în care el este parte din familie. Și de-aia mulțumesc și îmi place și apreciez intuiția pe care ați avut-o, și nivelul de cunoaștere, iată, a realității sociale de care dați dovadă, prin aceea că ați precizat atunci când încercăm să vorbim despre individ că nu avem de unde să plecăm decât de la familie. Da? Acolo unde suntem în cuplu, într-o etapă foarte fulgurantă, așa, foarte, care se consumă foarte exact. rapid, pentru că foarte repede trecem în ipostaza de părinți. Familia, de fapt, are această dimensiune primordială, această coloană vertebrală care este descendența. Dar înainte să devenim părinți, suntem copii cuiva. Și atunci, sigur că există aceste zale care formează lanțul genealogic, să spunem, lanțul descendenței, dar ele tot timpul trebuie să stea atârnate de antecesor de generațiile anterioare. E, aici, este, aici este cheia. Pentru că trecem puțin mai departe, deci ajungem la comunitatea aceasta uh, formată din cei doi plus copii care vin uh, în mod, să spunem, natural. Altfel, uh, 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 să spunem, viața n mai fi ajuns până în zilele noastre. Dar tot se mai întâmplă ceva și aici este foarte interesant. Apropo de asociere, uh, individu, familia cu copiii alege în mod, să spunem așa, tradițional, uitându-ne în istoria noastră, dacă vorbim de poporul român, hai să puțin, ne uităm la poporul român în mod special. aș că nu se aruncă departe de trunchi. Comunitatea aceasta mică formată, soț soția familia nu no formată, plus copiii care vin, de obicei încearcă să rămână în apropiere, sau încerca cel puțin în, 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 în trecutul nostru apropiat, să rămână aproape de cealaltă familie, din care fie părinții ei, fie părinții lui sau știu eu, frați, rude, uh, și stau în comunitate, uh, rămânând în, în continuare relația aceasta despre. Acum, și noi, înc cât te mai trăiesc, părinții, încă sunt copii. Foarte frumos spus, da? Deci, inclusiv, noi părinți sunt și ei copii la rândul lor. Dar rămân pentru a fi ajutați, pentru a fi călăuziți, pentru pentru că eu zic că suita aceasta de cunoștințe pe care o familie uh, uh, tânără le are atunci când pornește la drum nu cred că este atât de suficientă și încă mai are nevoie de călăuzire, încă mai are nevoie de ajutor. Și plus de. Mai sunt lucruri pe care încă poate nu s-au transmis din generațiile. Și mai e o chestie foarte interesantă, și asta vreau să discutăm. Există o relație apoi specială între bunici și nepoți, chiar. Lucruri pe care și copiii la rândul lor sunt uimiți pentru că le văd la părinților că sunt într-un anumit fel și relația aceasta între nepot, părinte, bunic, de fapt, este atât de destrânsă și atât de apropiată și sunt, să spunem, tradiții, valori, învățături, povești de viață, istorisiri, da, pe care bunicii le transmit direct copiilor nepoților. Uh, une, unele, poate, chiar copiilor nu le știu atât de bine, pentru că și bunicii au, au, uh, au timpul, poate, mai mult pentru lucrul acesta. Ce vreau să scot în evidență? și asta vreau să să, uh, să vedem ce, ce părere aveți dumneavoastră. Care sunt motivele totuși, pentru care sau... Pe, acum, noi facem diferențele astea între epoși și, mai ales, dintre oraș și, și sat. Totuși, pentru care Familia neontemiată nu se ducea foarte departe decât, dacă nu era nevoie, să știu, dar cel puțin încerca să rămână în apropierea părinților, socrilor, celorlalte rubedenii. Sigur că este un model pe care noi îl cunoaștem foarte bine din societatea românească, dar să știți că este un, nivel, un model universal cunoscut a rămâne în proximitatea familiei de proveniență soțului, de obicei, pe modele patriarcale, mai rar a, a soției, atunci când eventual nu existau descendenți masculini. Și se, la noi era cunoscută ca înginerirea pe curte, dar era în casă. Exact. Și ginerele era cumva fiul adoptiv, de multe ori prelua odată cu patrimoniu și numele de familie, identitatea familială a socrului, adică a tatăl soției, a tatălui soției. Este cunoscută în mai multe locuri. Noi putem să vorbim mai bine de ce se întâmplă la noi, și diferențierea asta rural-urban este și nu este importantă, pentru că noi și în mediul urban, în urbanul mic, să spunem, sau mediu, avem același model matrimonial. Te rog să mă crezi. Am văzut oameni care trăiesc la bloc, în aceeași scară, părinți cu copii. Chiar și în București, chiar și în urbanul mare. Da, da. Este un model care, slavă Domnului, are o inerție foarte mare și ne putem aștepta să-l mai vedem încă multă vreme. El poate să fie amenințat de mobilitatea socială și ocupațională. Dar chiar și atunci, chiar și atunci, în situațiile de, de pildă, și fac aici o paranteză, migrației, da, pe considerente economice, avem o uh, migrație, să spunem așa, provizorie uh, în sociologie cunoscută ca fenomenul familiei tulpină, în care un lăstar, cei tineri sau bărbații, da, pleacă, muncesc, dar toate resursele sunt repatriate și susțin familia de bază, adică familia în care rămân de obicei bătrâni și copii, bătrâni și nepoții, bunici și nepoții și la care, la un moment dat, când se vor face suficiente acumulări pentru a se putea asigura o locuință stabilă, o gospodărire pe termen mai lung, ne putem aștepta să se alăture și părinții. Din păcate, însă, se întâmplă, știm și fenomenul celălalt, în care părinții se înrădăcinează în locul de muncă și, și au. Deci asta, într-adevăr, este o tendință destul de recentă de accentuarea mobilității ocupaționale și sociale. Dar noi, într-adevăr, avem acest model de a ne așeza în proximitatea rezidenței părinților soțului. Ori, lucrul acesta este și natural, pe de-o parte, pentru că vorbim despre o societate preponderență rănească în care localitățile sunt mici, comunitățile locale sunt reduse ca număr, și atunci, pe considerente de proprietate, de patrimoniu, întemeierea unei rezidențe noi se făcea prin tăierea unei fâșii din proprietatea familială a părinților soțului. Exact. Dar atunci când ai băieți, trebuie să fii uh, uh, conștient că sunt coproprietari. Aceasta era mentalitatea și este mentalitatea tradițională. Atunci când ai băieți, te gândești că trebuie să iei o casă. Atunci când se însoară. Când ai o fată, ești puțin mai relaxat, că îi faci o zestre și se mărită, dar când ai băieți preocuparea era foarte serioasă pentru că pământul pe care îl aveai, deci patrimoniu partea solidă a proprietății da? partea da, grea da, da. care dă stabilitate familiei, pentru că noi vorbim despre familie și poate că pare uneori cum să spun deplasat sau excesiv materialist să ne gândim la familie și ca la o formă de proprietate dar comunitățile și familiile nu pot să existe în afara localizărilor foarte concrete. Și atunci, o familie este cu atât mai stabilă cu cât proprietatea este asigurată pe termen mai lung. De aceea, actualele discuții, care sunt că suntem societatea cu cel mai mare număr de proprietari din Europa. Sunt de natură să mă bucure foarte mult pe mine ca uh, om interesat în recunoașterea familiei și în promovarea familiei, pentru că înseamnă că există o bază foarte puternică pentru supraviețuirea familiilor. Da, o familie are nevoie de acest patrimoniu. Ei, când ai băieți, patrimoniul respectiv trebuie să fie împărțit în atâtea, se împărțeam funii de moșie în satele românești, uh, în atâtea părți, câți băieți ai? Și atunci, în mod firesc, exista această alăturare între rezidența părinților și rezidența tinerei familii. Sigur că transferul de cunoștințe sau de resurse, de soluții, nu era complet în momentul căsătoriei în momentul în care tânăra familie se stabilea într-o nouă locuință în proximitatea aceleia părinților, acest transfer nu era desăvârșit. Sigur că ei veneau, spuneam, și cu o zestre materială, imobiliară sau mobilă în cazul fetelor, sigur că veneau și cu o sumă de deprinderi, de cunoștințe, dar lucrurile nu erau desăvârșite și nici nu se vor desăvârși decât în momentul dispariției generației antecesorilor, pentru că știți foarte bine, există o serie și asta e frumusețea culturii familiale românești, presupun că nu doar a românești, există o gradualitate a împărtășirilor, exact. cunoștințelor și până la urmă tainelor, dacă vreți, vieții de familie sau a vieții sociale, sau a vieții în general, da? haideți să nu mai facem precizările astea, că lucrurile se confundă, până la acele ultime și cele mai importante taine care se împărtășesc, cu românii, cu, cu gură de moarte. Exact. Da? Pe patul morții. de important, într-adevăr, ca toți descendenții să fie adunați pentru a. E, e ca o prorocire. Da? Cele mai importante lucruri sunt așteptate să fie împărtește în acel moment. Deci, există această apropiere și acest transfer permanent care se face, dar nu doar în sens. Descendent de la părinți la copii care la rândul lor sunt în a deveni părinți Și invers, copiii își susțin material părinții, sunt o forță de muncă care își ajută părinții Și îmi place foarte mult această împletire pe care ați subliniat-o a generațiilor Acolo unde părinții, adică generația ajunsă la maturitate în deplinătatea forțelor productive, forței de muncă Ocupați fiind și asumându-și această dimensiune de supraviețuire materială, de subsistență, asigurarea subsistenței familiei, lasă liber locul, spațiul, între generația bătrânilor care a trecut de acest maxim productiv, să spunem, se mai ocupă încă ca și copiii, da? și copiii pot să aibă rolul lor în economia domestică ca și bătrânii. Dar nu duc greul, nu, uh, uh, nu ale lor sunt sarcinile cele mai dificile. Și lasă acest loc liber în care se întâlnesc extremele, da? adică bătrânii și copii. Și este nemaipomenit că bătrânii care sunt la un maxim de acumulare de experiență și de filtrare a adevărurilor vieții, găsesc cei mai buni interlocutori în copii, care sunt la începutul descoperirii acestor adevăr ale vieții și găsesc un limbaj comun și foarte interesant și într-adevăr ar fi un domeniu de studiat uh, extraordinar. Găsesc un limbaj comun, mai ales pe dimensiune mitică. Și se spune de părinții care, de pătrânii care dau în mintea copiilor. Ce înseamnă că dau în mintea copiilor? Nu înseamnă că au nebunit. Ci înseamnă că găsesc acel limbaj, uh, ei au acces la toate limbajele, da? pentru că sunt la senectute și au acumulările maximale da? de cunoștințe. Dar cercul a fost încheiat în cazul lor și atunci reușesc să comunice cu maximă densitate acest nivel, cum să-i spunem, subtil și totodată fundamental al cunoașterii tainelor vieții în limbaj mitic. Și bătrânii rememorează și transmit copiilor în limbaj mitologic cea mai importantă, dacă vreți cea mai importantă dimensiune a cunoașterii pe care o au și anume cea mitică Bătrânii sunt cei care le spun basme copiilor, da? care le dau pil de copiilor care îi învață lucruri pe care adulții nu că le-au uitat, dar cu care adulții nu mai lucrează da, Ei sunt activi pe o altă dimensiune a resurselor și a personalităților și uh, această ciclicitate care sare o generație da? spuneam, nu este întâlnită numai în culturile uh, balcanice, numai în cultura română uh, mi-aduc acum aminte despre un obicei în culturile familiale în cultura familială chineză în care chiar și după moarte tăblițele ca substitut, tăblițele mortoare ca substitut al uh, strămoșilor sunt păstrate în aceeași uh, secțiune din două în două generații nu se pune... Uh, uh, simbolul sau tăblița părintelui cu a fiului, ci se pune a părintelui cu a nepotului, a bunicului cu a nepotului. Se consideră că înțelegerea se realizează, înțelegerea de plină și apropierea sufletească și spirituală se realizează din două în două generații, da? alternativ, succesiv. Și este nemaipomenit acest lucru pentru că este de fapt cel care dă dimensiunea corectă a ceea ce înseamnă familie. Da? Nu toate familiile pot să aibă bunici. Pentru că atunci când ai mai mult de un copil, da, rămâne o pereche de bunici la uh, mai mulți nepoți. Uh, dar există și de obicei bunicii rămâneau uh, pentru, și aici e și statutul privilegiat al fiului mai mic, bunicii uh, rămâneau în gospodăria lor, aceea care urma să fie preluată și transmisă mezinului copilului celui mai mic astfel încât lanțul generațional să se extindă la maxim. da, Pentru că fiind cel mai mic copil, avea ultimul probabil nepoți și atunci de la bunici la ultimii nepoți, distanța genealogică era maximală. Așa este. E exemplu cu poveștile acelea pe care le spun bunicii nepoților această relație într-adevăr de două generații și care într-adevăr completează și spun, aduce la hai să spun așa, la un nivel uh, impresionant relația dintre cele trei generații. Uh -huh. Bunici, copii și plus că sunt și un ajutor practic, dacă vorbim de nevoia aceasta de ajutor. Uh, sigur că da, este, sunt de un ajutor real și spuneam și în familia rurală, dar și în cea urbană, mai ales acum în situațiile în care părinții lucrează în afara familiei foarte mult și se văd de multe ori în impas Uh, chiar și înainte de a avea copii, când uh, se gândesc cine va sta cu copiii noștri bunici, sunt întotdeauna o soluție. Vreau să spun apropo de uh, zona aceasta, de proximitatea aceasta în care trăiesc familiile și la un moment dat chiar s-au format sate, comunități, în care sunt câteva nume importante, uh, familii care au, -au uh, să au extins atât de mult Încât la un moment dat au creat satele lor sau... Chiar, chiar dacă s-au mai mutat sau mai căsătorit, dar majoritatea sunt rude între ei, sau cel puțin la treia sau patra generație de rude, și avem aici deja trecem la următorul nivel, la următoarea etapă, și anume o comunitate. Dar vreau să spun că următorul lucru pe care l-am observat și vreau să înțelegem, pentru că rămânem pe firul acela roșu de care am spus la început, nevoia aceasta de aproape, de a acumula, de a primi și de a da de parte, bunicii dau ceva, părinții dau ceva și copiii dau grijă, da? interes față de cei bătrâni. Deci este o comunicare, deci este o apropiere reciprocă. Avantajele le-am discutat deja. Mai departe, se extinde, să spun, toată raza aceasta de, de, avantaje, până la urmă, că astea sunt de toate părțile, când societatea, prin familie, mai multe familii, sunt mai mulți frați, verișori și tot așa, unul măduș, au nevoie să trăiască și să chiar să uh, coordoneze activități în comun. De exemplu, uh, am avut ocazia să mă întâlnesc cu rude, cu mătuși, cu inchi, datorită unei probleme, fie că era vorba de o moștenire, de un pământ, în jurul unei probleme a unui bunic, oameni pe care nu i-am văzut, din diverse motive. Unii au plecat din țară, unii uh, am plecat la oraș, da. și vreau să spun că un bunic, a pus, cred că erau 6-7 frați, cu încă vreo 20 de nepoți, eram trâns și acolo pentru că fiecare trebuia să semneze, fiecare trebuia să ia la cunoștință, erau fiecare avea de făcut ceva. Și asta e doar un exemplu practic. Vreau să spun următorul lucru. În momentul în care împărțirea aceea pe moșii, da, se făcea și se împărțea, practic se, se crea acea comunitate despre care vreau să discutăm mai departe și anume grupul acela de oameni, care poate să fie un, un Sătuc sau știu eu, uh, o stradă, poate vorbim de o, o uliță, haideți să spunem așa, o uliță, cum se vorbește, în care erau la rând case ale rudelor, are, nu mai spun că mai stau o alt tip de relație, și anume de naș, fiind cu metri, o, o altă formă de asociere și de uh, interconectare uh, cu ceilalți, prin. Alianță prin tot felul de, de lucruri acestea. Ce vreau să spun și vă rog să, să, să ne spuneți și părerea dumneavoastră. Cât de mult influența aceasta a individului din familie, a familiei extinse, când vorbim de bunici, da, plus deja vorbim de a doua, a treia generație de rude, credeți că are la bază? Apropierea aceasta, sau să spunem punctele comune. Bănuiesc că, când e vorba de sânge, deși, da, se spune că sângele apă nu se face, când e vorba de copii, părinți, nepoți, sunt de relații deja bazate pe sânge. Deja la a doua generație, a treia generație, se mai pierd, se mai. Unele poate să le. Dar, totuși, există ceva care ține comunitatea. Pe lângă să spunem așa, faptul că stăm în același, ne-am trezit cu toții în aceeași localitate și suntem poate la o casă distanță, există ceva care totuși ne ține împreună. Și, și facem, haideți să vorbim puțin la nivel local și probabil ne transferem puțin în, și în diaspora. Da, acum, știți, sunt diferențe foarte mari între societatea sau comunitatea tradițională și societatea modernă. Pentru că în comunitatea tradițională, într-adevăr, aproape că avem o suprapunere între grupul local și neam. Exact, asta asta. Și, într-adevăr, este o literatură neagră întreagă, s-au făcut cercetări, astfel încât s-a evidențiat faptul că formarea satelor și chiar a teritoriilor, a țărilor, românești că avem țări, da? România, înainte de a fi împărțită în provinci, era împărțită informal în acele țări, în care antropologii au identificat o dezvoltarea unor eventuale triburi sau clanuri locale. Și în literatura de specialitate <coughs> ne aduc aminte în roman, care, un faimos roman, Neamușoi Măreștilor. Care era un sat. Exact. Da, mă sigur avem fiecare printre cunoștințele noastre o persoană care poartă numele satului din care provine. Exact. exact. Întemeierea așezărilor s-a făcut la noi pe moși, se spunea, adică pe acei strămoși mitici care au fost primii care au întemeiat casa, prima casă, prima curte. Primele case, primele case, care au deselenit pământul, care au construit primele gospodării. Și apoi, pe măsură ce aceste așezări creșteau, se produceau roiri, adică o uh, ramură de descendență roia și la rândul ei întemeia un cătun la început, care după aceea se dezvolta pe același model. Deci este o dezvoltare organică în care comunitatea, de fapt, locală sau obștea sau vecinătatea, cum spuneați, se suprapun peste neam sau peste familia de sânge. Și aici, iarăși, avem o, o, o complicare a lucrurilor. Relațiile de ordine sunt foarte complicate și familia este o unitate, într-adevăr, foarte complicată. Dacă ne gândim la câte tipuri de roluri și de relații se desfășoară, pentru că niciodată copilul. Cel mare nu va avea același rol și același sarcin și aceeași cădere în familie cu mare copilul cel mic sau prima fată cu ultimul băiat, mătușa din partea mamei cu mătușa din partea tatălui și așa mai departe. Deci toate aceste statute și relații sunt extrem de complicate și extrem de rafinate și partea frumoasă este că noi, atunci când ne naștem, începem deja să ne deprindem cu ele. Și atunci, de aceea nu putem să vorbim noi despre individ. La început, exact. apropo de firul acesta roșu, câtă vreme noi apărăm pe lume în relație directă cu mama, tata, casa, fratele mai mare, bunica, bunicu, nașa, nașul și așa mai toate personajele care ne înconjoară. Sigur că unele pot să fie la distanță, altele sunt în imediata proximitate, dar câte vreme noi ne trezim. Într-un asemenea complex de relații care ne definește și pe noi, nu suntem individul X care apare. Atunci când ne naștem, suntem deja consacrați într-o formă de existență în care noi primim o identitate, o cădere, un rol. Da? Suntem copilul nou născut, după aceea suntem copilul moșit. Exact. Da? De moașă, moașa de neam. O instituție extrem de importantă. A dispărut, dar nu complet. Da, încă se mai amintește exact. despre moașa de neam. După aceea suntem nășiți Da? Și căpătăm altă cădere, altă identitate, alte rude. Da? După care statutul nostru se schimbă permanent, dar întotdeauna este schimbat și este dependent de relațiile în care suntem cu ceilalți. Și aceste relații sunt foarte multe și foarte diferite la nivel subtil, nu doar la nivel evident că avem o relație cu mama și alta cu tată, o relație cu părinții și alta cu frații noștri. Ci și la nivel subtil, pentru că schimbându-ne noi înși, se schimbă și acest statut și se schimbă toate relațiile în care suntem angrenați. Deci, de aceea mie mi-e greu să vorbesc despre individ, pentru că nu detectăm, sau o să detectăm, poate, dar vom vedea paradoxal, poate, către finalul acestui parcurs pe care l-ați propus, locul individului. Deocamdată, în familie, e greu să găsim locul individului. Nu suntem individuali. Nici înainte, nici după ce ne naște. Absolut, absolut. Este. Și, până la urmă, să știți, eu cred că, până la urmă, omul așa a fost făcut. Trebuie să faci un efort deosebit, să-ți să, să dedici viața. Sunt oameni care uh, au decis să trăiască singuri, să știu, să devină puțini, dar de asta e o, o altă chemare. Are de a face cu. Nu oricine poate să facă lucrul acesta, uh, dar să, să trăiască. Uh, da, dar știți că ei sunt cei uh, susceptibili de cel mai mare altruism. Pentru Aici că ei este... sunt reprezentanții și ambasadorii Nu se roagă pentru ei se roagă Dar nu este relația și... lor personală cu Dumnezeu Asta uh, au fost Și ne aduce aminte inclusiv Ad Aduceți-o aduce aminte de Ioan Botezătorul da? Exact Care se ruga în pustie Și făcea inclusiv Ilie, Sfântul Ilie da? Erau ambasadori da, Care, au, care întregului, mijloceau Întregului neam da, da? Care aceea, tăteau... Nici aceia, aceia sunt cel mai puțin singuri da. Și de aceea este așa de natural sentimentul religios. Da? Pentru că ne aflăm permanent în starea de creatură. Da? Noi suntem, adică nici nu trebuie să o conștientizăm măcar. De aceea, unii dintre noi nu o conștientizează. Da? Pentru că nu se gândesc, nu meditează niciodată la uh, această permanentă dependență în care ne aflăm, de fapt, unii de alții. Și aici. aici Gândirea modernă vede o limitare, dar aici, de fapt, spuneam, este marea noastră libertate. Pentru că noi ne-am obișnuit să vedem dependențele ca pe o formă de, de limitare, de îngrădire a puterilor noastre, a ideilor noastre, a originalității, o negare a unicității noastre, uitând, de fapt, că ne aflăm în stare de dependență pe tot parcursul vieții noastre. Da, copilul este dependent de mamă, dar și mama este dependentă. Pentru că, uh, iarăși, este uh, ceva foarte frumos care se întâmplă în cultura aceasta familială. Copil fără familie există, fără părinți. Da, este copilul orfan. Părinți fără copil nu pot să existe. Da? Deci, pot să mă afirm ca individ da, de sex feminin, dacă țin neapărat să mă abstractizez până exact. la acest nivel, deși nu știu ce am de câștigat, am numai de pierdut. Dar niciodată nu o să pot să fiu mamă dacă n-am copil. De aceea spun că există o serie de dependențe reciproce între soț și soție. Este cea mai puternică relație de dependență reciprocă. Da? Și dependența, dacă vreți, susține sau traduce la un anumit nivel cea mai puternică formă de dragoste. Da? Sigur că este importantă căsătoria sau înainte de căsătorie este importantă iubirea pasională. Dar spuneam, ea este o etapă. Da, este acel catalizator care duce la formarea, ezit să spun, cuplu, pentru că este mai mult decât un cuplu. Absolut, absolut. Da? Nu sunt doar doi indivizi care fac o echipă, în vocabularul acesta foarte actual, ci sunt e, doi poli ale unei realități, ale unei relații care îi depășește pe fiecare dintre ei. Fiecare dintre ei are în acea relație o greutate mai mare decât ar avea în afara relației respective de unul singur. Și de aici putem înțelege și anumite cazuri tragice, dacă vreți. Apropo de relația conjugală, și îmi cer scuze că mă întorc un pic, și jumătate de pas înapoi la uh, familia aceasta nucleară, uh, acele cazuri de abuz, acum se pune foarte mare accent, noi trebuie să nu uităm totuși, mai ales din punct de vedere sociologic, acestea sunt excepții, uh, nu sunt reguli ale familiilor, uh, dar există absolut situații de abuz familial în care Persoana abuzată, că este copil, că este părinte, că este femeie, că este bărbat, preferă, în loc să denunțe relația abuzivă și să se sustragă din ea, preferă să rămână martiric până la urmă în acea relație și de ce o face? Pentru că este, știți că acum judecățile sunt destul de dure cu persoanele care aleg această cale, pentru că spune că nu au deschidere, că nu au viziune, că nu se autoevaluează, că nu au stimă de sine... De fapt, în ecuația stimei lor de sine, intră acest statut pe care îl au în relația conjugală și care depășește statutul lor ca persoane indivize, indivizi, da? care nu mai semnifică uh, atât de mult în afara relației respective. Chiar dacă este o relație uh, grea, greu de dus, da? chiar dacă este o relație spuneam, traumatizantă sau abuzivă. Deci putem să înțelegem, pentru că statutul de soție sau statutul de părinte sau statutul de fiu sunt mai mult decât statutul meu de individ fără nicio culoare. Ești extraordinar. Stimată doamnă profesor, vreau să vă aduc aminte și adică și noștri că am pornit de la sintagma asta foarte cunoscută de distanțare și iată că pe parcursul nostru observăm o chestie foarte, foarte importantă și nume apropierea aceasta Asocierea aceasta, proximitatea, care de fapt este exact inversul a ceea ce de distanțare. Haideți să ne uităm puțin și dincolo de graniță, pentru că vedem tot la i noștri, am observat, am vizitat de foarte multe ori comunitățile românești, și din Europa, dar și din America în mod special. Românii au comunitățile lor Ba mai mult și acolo unii care sunt rude și au plecat, dacă au plecat în România, sunt tot prin zonă sau prin apropiere. Românii au comunitățile lor, au bisericile lor, au școlile lor, au uh, evenimentele lor. Uh, oameni care uh, au plecat, inclusiv sunt care au plecat poate din același sat sau poate din aceeași uh, școală sau din aceeași... Oameni care au fost colegi aici sunt acolo. Deci există... Da, am văzut un român solitar, așa, care să plece, să nu aibă de-a face cu ceilalți. Probabil există, dar foarte, foarte rar. Pe unde m-am dus, am întâlnit oameni care uh, se știu, unii știu fiecare de unde au venit, istoricul, familii, ba, și acolo se căsătoresc, formează alte familii, tot de român, da, la a doua generație, nu putem să spunem deja a doua generație de diaspora, și atâta ne că obiceiul acesta de a sta aproape. Deci întotdeauna trebuie să ne gândim la apropierea aceasta, trece dincolo și de granițe. Sigur că da, și chiar vorbeam de curând cu cineva care, român în România fiind, a petrecut sărbătorile într-o comunitate de români din, nu știu, Statele Unite, Canada, o societate îndepărtată și spunea că a simțit mult mai puternic Crăciunul și tradiția românească acolo decât aici acasă. Probabil că uh, distanța aceasta obiectivă de asta dată, culturală, da? în care ne uh, aflăm atunci când migrăm, uh, când plecăm într-o altă cultură, când ne rupem de fapt de comunitate, pentru că ați propus traseul acela de la individ la familie, la comunitatea mică și la comunitatea mare, care este comunitatea etnică sau exact. religioasă, uh, uh, această distanțare culturală, de ce însemna comunitate etnică, comunitate culturală, ne face mult mai sensibili la orice posibilitate de refacere a ei în acel mediu. Și sigur că numărul mic poate să fie aici un avantaj. Da? Întotdeauna numărul mic este un avantaj pentru că favorizează relațiile directe, intercunoașterea mare, legăturile față în față, intimitatea, cum spuneați, buna cunoașterea familiilor personale și așa mai departe. Acesta este, spuneam, una dintre efectele pierderii sentimentului comunitar odată cu creșterea numărului, odată cu trecerea de la comunitatea mică, de la comunitatea locală, că este sat, că este cartier, stradă, parohie și așa mai departe, la acest tip de urban, la acest tip de societate, în care, chiar dacă suntem la fel, rămânem separați. Da? Aici începe să apară individul, culmea. Exact. Putem să fim extrem de asemănători. Deși urbanul se caracterizează prin acela că, fiind consumator de populație și nu producător de populație, se aprovizionează mai ales prin imigrație. Și atunci adună, să spunem, populație eterogenă. Uneori este greu să stabilești legături cu oameni cu care nu ești familiar, cu care nu ai crescut împreună sau care vorbesc al dialect sau au crescut în alt tip de cultură familială. Dar dincolo de asta, chiar presupunând că avem același model cultural, da? este posibil ca în acest tip de societate și atenție că aici încep și vorbesc de asociere sau de societate, nu mai vorbesc de comunitate, să nu avem niciun fel de legătură între noi. Și iarăși ăsta este un lucru cunoscut în sociologie și teoretizat de multă vreme. Uh, uh, unul dintre clasicii sociologiei, Ferdinand Tănie, spune societatea este locul în care în de dar oricarei apropier, rămânem separați, rămânem distanțați. Uneori, cu cât, apropo de distanțare fizică și socială, pentru că se poate face o filozofie foarte bună, pe tipul de mesaj care se transmite prin aceste sintagme, știți că distanțarea fizică este mult mai mare în mediul rural. Așa Chiar este. în timpul pandemiei, în răstimpurile pe care le-am stat la sat, n-am simțit nevoia de niciun fel de fereală, de niciun fel de, eu știu, obturare, ascundere, pentru că am conștientizat faptul că distanța fizică, este așa de mare între noi și vecinii noștri, între cei cu care vorbim zilnic, sigur că da, și cu care ne cunoaștem în intimitate, încât uh, uh, nici nu se compară cu distanța din mediul uh, urban. Uh, dar, deși această distanță fizică este mare, intercunoașterea este foarte puternică. Da, gardurile sunt transparente, zgomotele se aud foarte ușor, uh, numărul de persoane cunoscute este mic. Și atunci a profunzimea cunoașterii este mult mai mare, îi cunoști mult mai bine mai puține persoane. Da? Familiaritatea este mai mare pentru că le vezi tot timpul pe aceleași. Se cunosc neamurile, da? știm de unde provenim, ne recunosc în bunicii noștri. Da? Ești leit, mai ta exact. sau taică tu sau uh, unchi tu sau așa mai departe încât uh, distanța fizică este uh, o, o variabilă care nu contează sau care pur și simplu uh, populează uh, în plus, pe lângă apropierea aceasta afectivă, interpersonală foarte mare, uh, cultura despre care vorbesc sau comunitatea. Uh, în schimb, la oraș, unde suntem atât de strâns apropiați unii de alții, da, și imaginea din spatele dumneavoastră, iată, ilustrează foarte bine unde ne trezim umăr la umăr în metrou, în lifturi. Pe stadioane, în magazine, pe stradă și așa mai departe. Distanța fizică este foarte mică și, într-adevăr, putem să înțelegem din în acest punct de vedere impunerea unor uh, bariere. Simțeam nevoia, oricum, cred eu, de da? distanțare socială. Pandemie, fără pandemie, uh, un pic de distanțare socială în condițiile unei supraaglomerări urbane era una dintre căutările noastre, da? sau între aspirațiile noastre. Dar distanța afectivă este foarte mare. Cu cât Distanța fizică scade, distanțarea socială poate să crească și este o reacție absolut naturală pentru că noi nu putem să pare, și sunt multe teorii care încearcă să explice acest lucru, nu putem să pare să ducem un număr de relații peste dimensiunea comunității noastre originare, adică acel neam, să spunem, extins despre care vorbeam mai înainte și care se teritorializează, care se stabilizează, stabilește pe un teritoriu, și care presupune câteva contacte, da, poate câteva zeci exact. de contacte, de relații sociale. Cam cât este o familie ca aceea cu care vă întâlniți dumneavoastră când bunicii dau semnalul de alarmă. Da? Ori, noi, pe parcursul carierei noastre publice, urbane, interacționăm cu mult mai multe persoane. Și atunci ar fi pentru noi un consum imposibil de gestionat să avem relații personale și apropiate cu toate acestea. Nici măcar nu sunt aceleași. Da? Cunoaștem în fiecare zi, poate, alte figuri cu care trebuie să interacționăm, cu care trebuie să. De aici și imperativul politeții. Dar nu există politețe la sat sau în familie. Dar există respect, ceea ce Așa e altceva. E. Dar nu există maniere și nu există politețe. Politețea sau manierele sau punctualitatea sau aceste norme ale vieții sociale, la care suntem foarte atenți în societate, în mediul urban, sunt făcute tocmai să nu se apropie oamenii, ci să creeze această funcționalitate a relațiilor dintre ei, fără să-i apropie. Dar atunci când cineva ne întreabă ce mai faci, noi spunem bine. Nu înseamnă că e interesat într-adevăr de ce mai facem și că noi într-adevăr facem bine. Ci este o formulă politicoasă de a intra în relație și de a trece peste introducerea uh, 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 conversației până la a ajunge la ceea ce trebuie să comunicăm pentru a fi eficienți. Deci în pofida oricărei apropieri sau cu cât distanța fizică e mai mică, distanța afectivă sau distanța socială poate să crească extraordinar. Iată-ne că, zic, am cuprins tot așa, tot spectrul acesta, tot firul acesta roșu de care am vorbit la început, de la individ, familie, comunitate mică, comunitate mare, da, societate. Uh, și toată această, să spunem, încrengătură, în creștere, da, într-o creștere progresivă, da, exponențială chiar la un, uh, la un moment dat, se datorează unui principiu de bază, apropierea dintre oameni punerea și valorificarea în comun a ceva, a unor lucruri, a unor sentimente, a unor apartenențe, a unor tradiții, a unor valori. Și asta uh, a făcut ca, într-un timp, de la o, o familie da, pe, despre care am vorbit, să se creeze acele societăți care au la bază, au acumulat, au acumulat și până la urmă s-a creat cu care și noi, România, uh, ne lăudăm, dar avem o grămadă de obiceiuri, tradiții și multe, multe lucruri frumoase uh, uh, cu care ne mândrim uh, ca și popor și care, într-adevăr, ne definesc. Dacă vorbim de specificul, ca aici am să ajung la un planul, un, un popor, un specific, este tot ce înseamnă de la formarea acestui primei familii care a trăit în, în vremurile acestea, în vremurile trecute în, în zona aceasta și care se transmit din generație în generație trăind împreună și dând mai departe până ziua de astăzi. Creind împreună pe un teritoriu, tot exact. timpul Asta. accentez uh, uh, această ancorare, puternică ancorare teritorială. Uh, dar mai este aici un, un lucru ca, pe care trebuie să l păstrăm în vedere, pentru că nu este o evoluție liniară de la familie, comunitate locală uh, sau comunitate culturală către societate. Sunt două specii care evoluează diferit există comunități și în societate. Da, există familii în societate, există, spuneam, vecinătăți de bloc sau exact. neamuri care se regăsesc și se mențin adunate chiar într-o societate în care, spuneam, distanțarea aceasta afectivă este foarte mare. Dacă e să ne uităm la tendința istorică în Europa sau în tipul de civilizație europeană, nu avem motive să fim foarte optimiști. Chiar, chiar doream să aud părerea dumneavoastră, așa ca și o concluzie, uitându-ne uitându la ceea ce se întâmplă și care sunt pronosticurile sau tendințele? așa. Tendințele, spuneam, nu ne fac să fim foarte optimiști, pentru că se vorbește în spațiul vest-european, nord-european, american, nord-american despre nostalgia comunității deja despre pierderea comunității. Sigur că există proiecte comunitare. Exact. Inclusiv, vedeți aceste ansambluri rezidențiale care se încearcă a fi create în spațiul urban, încearcă o recreare a unei posibile comunități. De fapt, ce se caută și ce se poate asigura acolo este doar o securitate a vieții, dar cu cât măsurile de securitate sunt mai mari, cu atât înseamnă că nesiguranța este și ea mai mare. Deci, acelea nu sunt forme de comunități. O comunitate se formează, așa cum bine ați spus, în timp. Da? Este foarte greu ca odată ce uh, ele au inerție mare, dar într-adevăr pericolul este ca odată risipite, odată pierde, că se pot pierde, pot muri, pot dispărea comunități. Au dispărut comunități, nu numai la noi. La noi, cum spuneați, în cea mai mică măsură, poate, din spațiul acesta al culturilor europene, dar uh, în culturile mai avansate din punct de vedere istoric, da? din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al urbanismului și industrializării, aceștia sunt cei doi factori principali care au contribuit la disoluția comunității. Um, au dispărut comunitățile și nu mai pot fi create. Da, condiția ca să fie recreată, este această închidere a mediului. O comunitate se dezvoltă de una singură. Deci crește ca o plantă într-o seră. Trebuie să îi se asigure o oarecare izolare de influențele exterioare pentru a se forma. Așa s-au format comunitățile. Da? Nu prin schimburi permanente, interculturale. Da? și uh, într-o uh, detașare, într-o autonomie, într-un autohtonism da? pe teritoriul lor uh, Ori este greu de crezut că în condițiile actuale, ale dinamicii, mobilității foarte mari, transnaționale, înăuntrul, să spunem, unui spațiu național este greu de crezut că mai pot fi asigurate condiții pentru nașterea comunităților Ce putem face, așa cum ați apreciat, ați spus, este să valorificăm trăsăturile comunitare și să păstrăm, să beneficiem, să profităm de încărcătura comunitară pe care o avem încă și care se manifestă pe trei paliere la nivelul familiei cel mai important și este și cea mai puternică și este, slavă Domnului, puternică încă inclusiv în culturile acestea mai dezvoltate despre care spuneam La nivel religios, de apartenență la o biserică și la nivel etnic da? adică de apartenență la o cultură etnică bine asumată, bine asimilată de către toți cei care o populează. Pierderea acestor dimensiuni, deci renunțarea, emanciparea, divorțul de familie, ateismul sau neasumarea unei credințe, a atașamentului față de o biserică și globalizarea sinelui, adică. Transformarea dintr-un membru al unui popor în cetățean al lumii, înseamnă transformarea noastră în indivizi. Și, practic, succesul acesta al separării este garantat atunci când devenim indivizi, și tot planul acesta de distanțare, să spunem că este un, un, un câștig pentru, nu pentru ființa umană, nu pentru noi, ca și comunitate, ci pentru alte interese despre care. Uh, na, nu e cazul să discutăm acum. Nu, dar este o realitate sociologică. O masă de indivizi este mult mai ușor de controlat și de gestionat decât o, masă de, decât o adunare de comunități. Asta am vrut să zic și eu. Uh, am mai discutat despre subiectul al manipulării, al controlului. Uh, e mai ușor să divide timpul de aici și vine, da? Transformă o comunitate în fiecare uh, Separat în, și omul va deveni egoist, egocentrist, da? totul se va înfine pentru sine și nu vom, chiar nu-i vom mai păsa de celălalt. Stimați, doamnă, sper că nu va fi așa. Eu sunt un optimist și prin discuția pe care am avut-o, chiar am vrut să scoatem pregăt din importanța acestei relații comunitare, acestei apropieri și nu distanțări și de asemenea să. Din motivă pe cei care ne urmăresc să valorifice În adevăr, să se bucure Să dea mai departe și să stea aproape Doamne ajută Nu este ușor O relație uh, comunitară este întotdeauna Costisitoare în anumite puncte de vedere Dar este și singura Formă pe care o avem Pentru a ne salva pe noi înșine Adevărat Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă profesor A fost o bucurie să stăm de vorbă M-am simțit încurajat De de mesajul dumneavoastră, de explicația dumneavoastră, știu că ă, ăsta este adevărul, asta trebuie să facem, trebuie să facem efort să promovăm ă, lucrul acesta și înainte de toate vreau să vă urez un, din nou un an binecuvântat și de asemenea ă, rugămintea de a mai veni la noi în emisiune. Mulțumesc pentru gândul bun, deja mă simt ca într-o comunitate cu dumneavoastră. Mulțumesc mult! Toate cele bune. Stimați prieteni și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Noi de aici din studio vă mulțumim și vă binecuvântăm. La revedere!